Creștinii au intrat în săptămâna pregătitoare pentru postul Sfintelor Paști, care durează 7 săptămâni. În săptămâna albă nu se consumă carne, ci doar ouă, lapte, brânză și pește. Renunțarea la carne în această săptămână este obligatorie. Prin această săptămână se urmărește obișnuirea organismului cu alimente mai ușoare, fiind de fapt o perioadă de trecere de alimentația cu produse din carne la una exclusiv vegetariană. Este o perioadă de adaptare la postul mare. Potrivit nutriționiștilor, săptămâna albă este potrivită pentru pregătirea organismului de perioada postului, iar preoții spun că aceasta este o perioadă de pocăință și de abținerea de la mâncare. Biserica Ortodoxă îi pregătește pe creștini de postul mare, nu numai sufletește, moral, dar și trupește. De aceea, în ajunul postului mare este fixată această perioadă a săptămânii albe, în care creștinii ortodoxi se abțin de la bucate din carne și consumă numai alimente lactate, ouă și pește, pentru ca trupește să ne pregătim de acest drum lung, dar plăcut al postului mare. Ziua de duminică este cunoscută sub denumirea Duminica Iertării. Atunci există rânduiala de a cere iertare de la cei apropiați. Așadar, prima încercare de a ieși biruitor din lupta cu păcatul este iertarea, reîntoarcerea la iubire. Prin aceste rânduieli, biserica ne conduce treptat către unirea cu Dumnezeu. Se încununează această perioadă cu Duminica Iertării, când creștinii ortodoxi, în ajunul postului mare, cer de la Dumnezeu iertare și unul de la altul, pentru că așa este condiționat de Hristos, ca noi, iertându-i pe apropiații noștri, să avem garanție că și Dumnezeu ne va ierta nouă păcatele noastre. Săptămâna albă trebuie desărbătorit pentru că urmează postul mare și noi trebuie să ne gândim ca Dumnezeu să ne ajute copiilor și familiilor noastre. La noi, în Basarabeasca, sunt multe naționalități, de aceea fiecare sărbătorește diferit, dar obligatoriu cu plăcinte moldovenești sau cele găgăuzești. Noi afară facem un rug, ținem și post, dar există și acest obicei când pomenim pe cei morți, iar sufletele lor se adună în jurul focului. Da, cererea de produse lactate a crescut simțitor, iar noi ne vom strădui ca să satisfacem cererile clienților noștri. Dumneavoastră sărbătoriți această săptămână, sigur ca toată lumea. Pentru cei care nu găsesc vreun pretext religios, această săptămână simbolizează venirea soarelui și a razelor calde. Însă această sărbătoare nu înseamnă doar mese bogate și veselie, ci scopul ei este iertarea tuturor supărărilor și împăcarea cu cei apropiați. Postul Sfintelor Paști va începe la 23 februarie.